Insider Politic. Bună ziua, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Cum se vede stabilitatea țării din opoziție? Mastodontul PSD-PNL-UDMR își face planuri pentru o guvernare până în 2028. Va rezista sau e doar un uriaș cu picioare de carton? USR a încheiat un capitol, răfuia la internă. În sfârșit a început să se lupte cu cel mai puternic om din România, președintele Klaus Iohannis. E prea târziu sau va reuși USR să revină la guvernare și să impună premier? Poate chiar președintele. Răspundem și la întrebări despre viitor, dar și despre trecut. În următoarea oră lămurim toate acuzațiile la adresa guvernării USR. De ce a stabilit un prag prea mic pentru creșterea pensiilor? De ce nu primim bani europeni pentru irigații? De ce s-au alocat milioane de euro pentru consultanță? De ce? Răspunde fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea. Începem. Domnule Ghinea, bine ați revenit la Insider Politic. Mulțumesc pentru invitație. Mai întâi să vorbim despre subiectul pensiilor, pentru că ministrul Muncii, Marius Budăi, de fiecare dată, la fiecare apariție publică, invocă acel prag de 9,4% din PIB, pe care dumneavoastră l-a spus pe vremea când erați ministru al fondurilor europene. L-ați trecut în PNRR. Și acesta este folosit ca argument pentru imposibilitatea guvernului de a majora pensiile. Cum stau lucrurile? De ce ați ajuns la acel procent? Păi, primul că este o minciună, pur și simplu, al pe negru. Mâine, dacă domnul Budăi dorește și are bani la buget, poate să crească punctul de pensie cu 27%. Cu 27%? 27%, asta este până calculul. Până să atingă acel 9,4%? Dacă ar crește mâine cu 27% pensiile, atunci abia s-ar atinge acel prag. Până atunci, nu. Deci poate să crească cu 10, cu 15, cu 20, cu 25, cu 27% și îl provoc public acum. Budăi crește pensiile. Am văzut că a făcut un tricou cu 9,4%. O să-mi fac și eu un tricou cu 27%, dacă mă mai invitați. Pentru că altfel suntem în plină epocă post-adevăr. Acel 9,4% a fost un succes, și mă uit în ochii dumneavoastră și vă spun foarte clar, a fost un succes diplomatic al României, al meu, al premierului Câțu de la acel moment, pentru că Comisia Europeană era absolut îngrozită de modul în care pensiile afectează bugetul public și le afectează într-un mod impredictibil, pentru că vine fiecare politician de ăsta irresponsabil, mai mult de la PSD se întâmplă să fie, și spune, m-a spus Dragnea, m-a spus Ciolacu, 40% creștem pensiile. De ce nu crește Ciolacu acum? Nu doar că au spus ei, a fost și o lege care a fost o lege pe care după aia n-am mai aplicat-o. Dar atenție, de ce nu este întrebat Ciolacu la fiecare ieșire publică, de presă, de când merge la voastră cu oamenii? Dom'le, ai spus că dai 40% la pensii. De ce nu dai 40% la pensii? Sau măcar de 27%, hai să vedem. Da? Provocare. Și ce la comisie? Iau în serios ce spun politicienii români și zic, bă, dacă voi veniți așa și înghețați pensiile vreo 2-3 ani, că asta se întâmplă, de fapt, marea măgărie care se întâmplă pensionarilor din România este că politicienii promit înainte de alegeri, apoi vin la guvernare, nu cresc pensiile 2-3 ani, după care zic, vă creștem dacă ne realegeți. Exact, un fel în prag electoral. Un fel de țeapă permanentă pe care politicienii o dau pensionarilor. Și tocmai de asta sunt așa de nervoși pe PNRR. Pentru că pe lângă pragul ăla pe care revin imediat, PNRR-ul spune ceva foarte important. Nu mai depinde pensia românilor de pixul politicienilor. Pur și simplu, de două ori pe an se indexează pensia pe o formulă matematică, în funcție de inflație și de creștere economică. Asta îi doare mult mai rău. Pentru că după ce se îndeplinește această lege, Ciolacu, Budăi, toți ăștia care ministrul câștigă voturi. Ministrul de Finanțe? Nu mai au pixul. Trebuie să aplice, da? Un criteriu contabil până la exact, ori. Exact. Care să fie mai drept pentru pensionar, pentru că pensionarul știe, domne, punctul meu de pensie este 1500 acum, va fi 1700 la în iunie sau în septembrie, când va fi, pentru că a crescut inflația, a crescut PIB-ul, am avut creștere economică. Foarte simplu. Deci au făcut o întreagă isterie, pentru că de fapt nu au bani la buget, pentru că sparg banii pe fel de alte prostii, și o să revenim pe chestia asta, pentru că bugetul este pe sponci și atunci nu o să zice să zică, domne, am fost măgar și am mințit pensionarii? Nu, zic și, domne, Ghinea, devine și PNRR-ul. De fapt, Comisia Europeană a venit cu un prag mult mai mic
la negocieri și a zis, doamne, trebuie să aveți un blocaj. Pentru că, și atenție, asta înseamnă că pensia rămâne fixă. Pe măsură ce crește economia și crește în fiecare an, crește și PIB-ul, să nu-și crește automat și pensia. Da? Deci comisia a avut undeva 8,4-8,5. Deci faptul că am rezistat și am închis acest capitol negocieri, chiar în ultima săptămână, chiar în ultima, știți, țineți de cum era atunci, nebunia, să închidem. Că nu că, se închide PNRR-ul, da, România. Am fost la Bruxelles, am vorbit cu, împreună cu premierul la acel moment, cu Ursula von der Leyen. Deci a fost o negociere complexă. Toată lumea din guvern și președinția a știut de subiectul ăla și am pus pragul foarte sus, astfel încât să nu existe o problemă pe termen imediat. Acolo suntem. Deci nu există o problemă cu pragul de 8,4%. Există o problemă cu faptul că le iei pixul și există o problemă cu pensiile speciale. Aia este buba, a doua bubă foarte mare. Care sunt pensiile speciale? Pentru că disputa pleacă încă de la definiție. Ministrii muncii de finanțe, miniștrii de la PSD și chiar cei de la PNL spun așa, pensiile militarilor și pensiile polițiștilor nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Bruxelles-ul cum percepe aceste pensii? Bruxelles-ul percepe cu bun simț și nu trebuie să vă spun ce spune Bruxelles-ul, trebuie să vă spune logica de clasa a șaptea. Pensie specială este orice fel de pensie care nu este acoperită de contributivitate. De aici plecăm. Asta înseamnă dreptate pentru pensionar. Dom'le, ai avut un salariu mai mare, ai o pensie mai mare. Pentru că ai avut o contributivitate mai mare. Logic. Dar acum că le spunem de serviciu, de că le spunem câine lup sau că le spunem cum vrem noi, tot specială este o logică economică. Ai de scrie într-o lege sau că nu este o lege a pensiilor speciale universale, dar există mai multe categorii de pensii care nu sunt acoperite de contributivitate. Printre care și cea a militarilor, da? La militari este foarte simplu și militarii nu au să enerva foarte mult pe subiectul sau încă ei prin lege nu au avut contribuții la acel moment, dar ei au avut niște solde, au primit niște bani net în mână. Se poate face foarte bine un calcul cât ar fi contribuit ei la fondul de pensii și să aibă pensia. Apropo, eu știu cazul, nu știu, un general care a ieșit la pensie în anii 90 pregătind aderarea României la NATO, are o pensie de 5.500 de lei. Nu este o pensie exagerată pentru un om cu asemenea responsabilitate. Deci această încercare perversă a lui Dâncu, a lui Ciolacu, a lui Budăi, a lui Boloș de a încăiera societatea românească și categorii de pensionari unii contra altora este o măgărie. Așa cum o măgărie, eu spun foarte clar, este această declarație a lui Marcel Boloș, absolut haocinantă, care spunea, întrebat fiind, ce faceți cu pensiile speciale de reformați, a spus, doar nu suntem o țară sălbatică. Dom'le, cum să spui că e o țară sălbatică? Știți cât este pensia medie în momentul ăsta, domnul Zachman? Deci un pensionar câștigă în medie 1.800 de lei. E pensia medie în România. Da. Deci unde dacă dăm facem la o parte calcul cu pensiile speciale, da? Asta să vă spun. Deci un pensionar câștigă 1.800 de lei. Am făcut un calcul și pentru profesori. Un profesor câștigă pensie, un fost profesor, da? 2.300 de lei. Știți cât este pensia medie la magistrați? Sigur, peste 5.000 de lei. 21.000 de lei. 21.000 de lei. Deci 21.000 de lei este pensia medie. Sunt magistrați cu 40.000 de lei. Adică peste 4.000 de euro pensie pe lună e pensia medie la magistrați. Pensia medie la magistrați este 21.000 de lei. Din acești 21.000 de lei, magistrații au contribuit pentru 4.100 de lei. Oricum e mult. Deci asta ar trebui să fie pensia pe baza contributivității. La magistrați, exact. Atenție, și vorbim de oameni care ies la pensie la 45 de ani. Am acum un caz de profesor de fizică. Asta a predat 43 de ani. Da, are pensie 2.600 de lei. O să o pun pe Facebook, Fluturașul, o să scot numele omului de acolo. Da? Deci suntem într-o țară în care un magistrat care lucrează până la 45 de ani, da, are de 10 ori mai mult pensia medie decât un profesor. Care a lucrat 40 de ani. Da. Nu până la 40 de ani. Asta înseamnă în țară sălbatică. Dar să spun că este o nesimțire incredibilă pentru Marcel Boloș să vină să spună că nu suntem o țară sălbatică dacă vrem să schimbăm legile, pensiile speciale. Adică, ok, dacă vrei să recompensezi anumite categorii, deși eu sunt împotrivă în principiu. Nu, dar haideți să vorbim despre magistrați. Cine are salariu mare? Au un salariu foarte mare, pentru că statul le-a oferit tocmai salarii foarte mari. Deci au și o contributivitate foarte mare, prin urmare, și o pensie 4.100 de lei ar avea un magistrat pe cât a contribuit, ceea ce este o pensie mare. Este mai mult decât dublu decât pensia românului. Mai mult decât dublu. Un român câștigă 1.800 de lei, în medie.
da? Pensie. Un magistrat avea 4.100, e mai mult decât dublu. Da? Dar ei au 21.000 în medie. Și este, și, dar și dacă vă uitați pe cifre, la fel, diplomații au 6.000 de lei pensie specială. Foștii aviatori au 11.000 de lei pensie specială. Tot punct. A, și mai este ceva foarte frumos. La SRI nu știm cât au special, pensia specială. Cum adică nu știm? Nu știe nimeni, pentru că am întrebat în mod oficial, colegul meu Cristian Seidler, parlamentar în Comisia de Muncă, a întrebat, a făcut o întrebare parlamentară către SRI și nu a avut să spun. Este secret. Cumva au spus că au dat un răspuns de ăsta așa în cerc, au drepturile conform legii. Hai să mor tu, că nu ne gândeam că ai conform legii. Bun, deci statul român primite... Acum o să mergem, probabil, să dăm în judecată SRI. Să ne spună care este pensia medie a foștilor SRI-ști. Bun, deci SRI-ul are un buget, Ministerul de Finanțe alocă niște bani pentru SRI și SRI din acel buget își plătește foștii actualii pensionari. Au casă de pensii speciale. Deci, pe de o parte, ai românii care au Casa Națională de Pensii, pe care ai casă de pensii pentru SRI, casă de pensie pentru armată, casă de pensii pentru Ministerul Afacerilor Interne. Și asta este o altă aberație. Deci noi propunem să ai o singură casă națională, dar cu secții, dacă ai nevoie să ai special. Dar unde deci se ai contribuie fiecare după salariu? Exact. De ce să ai 4 instituții în România și care sunt complet transparente? Deci știm la magistrați, pentru că se publică datele astea pe site-ul Casa Națională de Pensii și poți să faci diferența între cât ar trebui să aibă, că e categorie de buget care vine la casă de pensii și bugetul de stat care asigură partea de pensie special la magistrați. Acolo știm. E, la SRI nu mai știm cât este. Acolo este secret partea asta. Sunt fel de fel de aberații. Asta înseamnă o țară sălbatică. O diferență între 1.800 pensionarul normal și 21.000 de lei un pensionar fost magistrat care, repet, muncește mai puțin. Și mai este ceva, care nu se știe. Care iar este o chestie, o formă de sălbăticie până la urmă. Deci dacă tu ești magistrat în România astăzi, eu am 43 de ani, da? Peste 2 ani, dacă aș fi magistrat, aș ieși la pensie. Din momentul în care ești la pensie, câștigi mai mult decât salariul pe care îl ai. Prin lege, pentru că pensia se raportează la brut, în brut se bagă sporuri, da? Și atunci tu trebuie să fii complet fraier să muncești peste 45 de ani. Când poți să stai, da? Acasă să câștigi mai mult. Exact. Păi, astea sunt reguli făcute în mod aberant în niște categorii speciale care reprezintă structura de forță a ceea ce noi numim statul socialist-securistic. Aceste categorii speciale în care se pompează bani nemeritați. Și eu nu vreau să am, noi nu avem un război cu foștii magistrați, cu polițiștii, cu militarii, dar îi rog să înțeleg că nu se poate să mergem așa. Dar haideți să negociem, haideți să stăm la masă, să negociem o formulă rezonabilă. Da? Prin care să facem dreptate între aceste dezechilibre. Nu se poate ca pensia medie versus pensia magistrată să fie de 10 ori mai mult decât 10 ori mai mică. Nu se poate, adică este ceva efectiv de țară în care nu ne valorizăm decât structurile de forță. Știți că noi pe statistici, acum conduc departamentul de politici publice al USR, facem fel de fel, dacă vedeți de USR, statistici, discuții, vine de la noi, tot noi uităm un buget. Suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană ca și cheltuieli bugetare pentru structurile de forță. Armată, servicii secrete, poliție. Pe locul 3. Da? Dacă vă uitați cât cheltuim pe sănătate și educație, suntem pe ultimul loc, la concurență cu Bulgaria. Asta spune statistica oficială Eurostat despre România. Este o țară sălbatică care bagă o grămadă de bani, proporțional vorbind în buget, pe poliție, armată, servicii secrete, justiție versus sănătate și educație. Și pe aia ne mirăm că avem un sfert de copii care nu mai vin la școală sau că ne mirăm că suntem statul din Uniunea Europeană în care se cheltuie cel mai mulți bani pentru sănătate din buzunarul oamenilor. Adică nu se asigură statul, care se promite că ți asigură, dar scoți bani din buzunar. Asta înseamnă țară sălbatică și cu asta ne-am chinuit noi să o reformăm și de asta sunt anumite chestiuni în PNRR care încearcă să amelioreze aceste probleme pe care Comisia Europeană răspunde României de 15 ani. Nu e ca și cum nu se știu chestiile astea. Apar în rapoarte la care nu citește nimeni ale Comisiei Europene. Când a fost luat să hai să negociem PNRR-ul, vă dăm 30 de miliarde, bă, dar faceți și voi ceva cu chestiile astea. Faceți reforma, da? Pensiilor, spre exemplu. Da, reforma pensiilor. Pensiile speciale, tăierea pensiilor speciale sau recalcularea lor, puteți să-i spuneți cum vreți, este prinsă în PNRR. Până, da, când trebuie făcută? Până la 31 decembrie anul ăsta. Anul acesta. Da, primul pas ar fi fost
să negocieze cui se aplică. Și într-un fel regret faptul că n-am insistat, pentru că și în fosta coaliție a fost rezistență. Nu vă închipuiți că era leadership-ul PNL foarte dornic să facă asta. După care a aflat ministrul apărării, domnul Ciucă. Nu, la noi nu se aplică. Domnule, dar de ce nu se aplice? Haideți să calculăm și la militar. Ați avut solde. Da? Haideți să calculăm cât ați avut solde pe 15 ani, pe 20 de ani, că să fie ceva rezonabil. Repet, cei mai mulți militari încă nu ar pierde ca bani. Ar pierde însă șefimea care și-a băgat fel de fel de privilegii în lege. Da? Și atunci, pentru că nu am fost, știți foarte bine că noastră presa a insistat cu pe drept cuvânt atunci, dați-ne detalii, faceți asta. Da? Nu puteam să mă cert cu colegii de guvernare și în același timp să livrez PNRR-ul. Adică am avut de ales și am avut, cred că, fost 3 discuții în fosta coaliție despre pensii speciale. Da? Și atunci, pentru că nu ne-am pus de acord cui se aplică, am lăsat-o vag în PNRR. Am spus, se face reforma pensiilor speciale. Cei de la Comisie au spus, haide să fim mai specifici. Și am spus, hai să nu pice guvernul din cauza asta. Da? Pentru că oricum vom decide anul viitor această chestiune. N-am mai fost noi să decidem, trebuie să decide ei. Acum Boloș ar trebui să pună la masă pe toți miniștrii ăștia și să zică, doamne, hai să agrem. Capetele pensionarilor special, practic. Da, exact, hai să agrem. Ei sunt un fel de sindicalist șef. Fiecare, ăla de la apărare, nu se aplică la noi. La noi, pensiile militarilor sunt, domne, sunt câine lup. Adică nu să... Avem război, tot insistă și ce? Dacă avem război. Dacă avem război, hai să băgăm bani în tancuri, în avioane, nu în pensii speciale ale militarilor. Da? Pentru că nu te aperi cu o țară, nu aperi o țară cu pensii speciale. Revin la chestia asta. Deci, Dâncu spune, la mine nu se aplică. Bode spune, la mine nu se aplică. Predoiu, la mine nu se aplică. Și Boloș în loc să spună, băi, hai să facem și Ciucă, hai să facem o reformă, că suntem o țară sălbatică, dar nu cum spunea Marcel Boloș. Și Boloș, pentru că e problema lui până la urmă, el este ministrul coordonator pentru PNL, vine și spune, nu suntem o țară sălbatică să reformăm pensiile speciale. Oamenii ăștia nu au niciun fel de considerație față de pensionari, de fapt. Pentru că altfel, să-i explice ei de ce e aceste diferențe. Eu am fost la mama, chiar ieri am trecut pe la mama. Mama are o pensie de 1300 de lei. Când i-am spus că e pensia medie la magistrați, a făcut așa niște ochi. Că nici măcar nu vorbim despre aceste lucruri. Da, adică dăm pensii mari la anumite categorii, dar nu le spunem. Le facem statui așa la niște categorii generice. Da, tata, da, că am auzit la Antena 3 porcării că sunt fiul de securist și alte tâmpenii de astea. Tata a fost dulgher, apoi a fost maestru pe șantier. A muncit, știți că l-a muncit tata? 47 de ani. Că a muncit de tânăr. N-a făcut liceu, n-a făcut facultate, a făcut școala de maestri. Deci a început să muncească înainte de școala de maestri. 47 de ani. După 47 de ani pe șantier, da, are o pensie de 2300 de lei. Da? Cum îi explică lui tata că sunt politician și stau într-o cloacă politică în care sunt diferențe de 10 ori mai mult de la oameni care au muncit, care au ieșit la pensie câți ani a alocat tata pe șantier. Da? Deci tata a muncit 47 de ani, magistrația este la 45 de ani la pensie. Da? Cum îi explic? Cum explicăm noi acestor părinți ai noștri aceste diferențe? Care este logica? Că vine Dâncu și spune că militarii merită statuie? Că vine Predoiu și spune că magistrații au avut răspundere? Au avut răspundere, dar s-au avut și salarii mai mari. Dacă tata nu lucra responsabil, se dărâmau blocuri în București. Pentru că el aplica niște scheme acolo, era șef de șantier, șef de maestru de constructor. Dacă el nu respecta rețeta de făcut blocuri, se dărâmau până acum blocurile alea. Toată lumea a avut responsabilitate în meseria lui până la urmă. Păi asta zic. Nu, dar este un fel de competiție între a fi special. Dom'le, ăla a fost aviator, este special. Lasă că a avut salariu mare ca aviator, dar trebuie să dăm și pensie. Dom'le, dar profesorul nu este special? Dacă profesorul nu-și face treaba, nu este stâmpiți în școală? Doctorul nu este special? Toată lumea este specială în sensul ăsta. Chiar o să fac un site, am uitat acum la partid, un site în care poți să-ți calculezi cât ai tu salariu și cât ai avea pensie, dacă ai fi magistrat, dacă ai fi polițist, dacă ai fi... Adică, haideți să terminăm
cu această competiție a specialilor. Fiecare se crede mai special. Și asta apelul mai este și către fiecare din acești oameni. Vă rog eu, nu intrați în logica asta în care să credeți propaganda politică că e special, pentru că dacă toți ne credem special, atunci, nu știu, ne împrumutăm permanent și plătim pensii speciale. Apropo, vă dau trei cifre care până și pe mine m-au șocat. În 2016, țara asta plătea anual în buget dobânzi de 9 miliarde de lei. L-am luat așa, ne uităm pe an să vedem niște evoluții. Deci în 2016 România a plătit când dobânzi... Când erați în guvernul tehnocrat, da? Nu contează asta, vă dau așa ca să vedeți dimensiunea ce se întâmplă. 2016, 9 miliarde de lei. 2019, 11 miliarde. Da, deci a crescut cu 2 miliarde în 3 ani. Da? Dobânzi, doar de dobânzi. Doar dobânzi, doar cât plătește România la dobânzi. Știți cât a plătit România anul ăsta până în septembrie? 23 de miliarde de lei. Adică mai mult decât dublu față de 2019. Am lăsat deoparte anul cu COVID 2020, că a explodat pentru că... Da. Și care e explicația? Păi explicația este că avem două mașinării de guvernare, în cel mai prost sens al cuvântului, PNL și PSD, care trebuie să-și alimenteze clientela politică cu joburi. S-a dublat bugetul. În 3 ani s-a dublat bugetul cheltuielor statului pentru personal. S-a dublat, pur și simplu. Se angajează permanent oameni, să măresc tot mai mult salariul la stat, crește diferențialul între salariul la stat și salariul privat, astfel încât oamenii nu mai găsesc să angajeze, dar și pentru că toată lumea dă și pagă să angajeze la stat, la primărie, și nu mai crește salariile. Să lucrezi la stat acum. Păi asta vă zic. Toți oamenii ăștia care se chinuie să intre să fie angajați la stat, ce credeți? Nu mai lucrează în privat. Este foarte logic ce se întâmplă. Atunci se dezechilibrează totul. Există această tendință populistă de a se spune, domne, vă dăm asta, vă dăm asta, statul dă tot la toți, după care vedem că statul îți dă servicii medicale, dar de fapt dai bani din buzunar ca să te tratezi pe bune. Vedem că statul spune la școli că se dau acolo bani, dar după care vedem cine poate fuge la școli private și așa mai departe. Suntem o societate din ce în ce mai disfuncțională și nu ne revenim. Această iluzie pe care și eu am avut-o, doamne, am intrat în UE, va fi din ce în ce mai bine, din păcate se termină. Știți de ce? Pentru că de fapt a fost un salt de modernizare. România a făcut niște pași uriași din 2007 încoace. Dar acea resursă se epuizează. Nu putem să ne modernizeze Uniunea Europeană cu forța. Uitați-vă la mediu. Avem toată legislația de mediu adoptată și cele mai multe infringementuri din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că statul nu își face treaba. Și atunci calitatea aerului este proastă. Cele mai mari orașe din România, pe cele mai mari orașe din România, avem infringement în calitatea aerului. Deci ne-ar da comisia amenzi, dar nu ne dau pentru că, ce facem, dezechilibrăm bugetul. Dar ar trebui să ne dea amenzi pentru că prin tratatul de aderare la UE avem dreptul la aer curat. Bucureșteanu, Brașoveanu, Ieșanu, Clujeanu, cei dintre orașele foarte mari, nu au aer curat și atunci ar trebui să primim infringement. Adică sunt probleme care nu vorbim, pentru că vorbim de care budăi fantezii cu 2,4%. Ca să încheiem acest subiect al pensiilor, dacă actualul guvern nu face această reformă a pensiilor până pe 31 decembrie, așa cum ne-am angajat noi, ca guvern, ca țară, în PNRR. Ce se întâmplă? Se blochează plățile? Nu mai vin bani? Sau e posibil să fentăm și acest target, acest jalon, păi, acest milestone? În primul rând că vreau să fac un primit că referi la această obsesie cu renegocierea PNRR, despre care să vorbești. Mai este puțin mai cât, mai o lună se întâmplă un an de guvernare Ciucă. Da. Da? De un an de zile oamenii ăștia vorbesc că vor renegocia PNRR. Dar n-au început să-l renegocieze. Da? Adică nu există un document formal al statului român prin care să zică, bă, Comisia Europeană, din cauza asta X și Y, vrem să renegociem, că se poate pe regulament. N-au făcut acest pas. Doar pe gură, așa că venirea noastră la televiziune, Ciolacu renegociază, Budere renegociază, Boloș renegociază, dar nu se întâmplă nimic, de fapt. Mecanismul este flexibil, nu este așa cum își imaginează foarte mult. Doamne, nu fac chestia asta, în decembrie, gata, să opresc banii în acel moment. Pentru că dacă vă uitați, ei acum vor primi bani în octombrie, vor primi bani în prima tranșă de negociată de noi atunci, pentru jaloanele din decembrie anul trecut. Trebuiau să vină banii ăștia în mai, au întârziat pe octombrie. Da? Boloș a spus că mai face a doua cerere de plată anul ăsta. Deci, practic, pentru aceste jaloane din 31 decembrie anul ăsta, vor trebui să ceară banii anul viitor. Deci, atunci
este buba. Nu acum, nu e un mecanism, pentru că acum este așa, doar de obraz. Dom'le, am zis că o facem. Atunci vom simți la buzunar. N-am făcut-o. Da, atunci vom simți la buzunar, dar știți în ce mod vom simți la buzunar? Până acum au fost jaloanele din PNR de organizarea șantierului. Dăm un OUG, facem o echipă și mai departe. Așa l-am gândit că la început să vină mulți bani. Au intrat 4 miliarde la început că l-au aprobat. Încă 2 miliarde jumate vin acum. Deci sunt mai octombrie. 7 miliarde aproape, 7 da? Miliarde da, 4 sunt deja, plus 3 ar trebui să vină tot. 7 miliarde de euro intră anul ăsta din PNRR. Din cele 29. Din cele 29. Toate asta înseamnă că șantierele încep. Dacă vă uitați, Ministerul Dezvoltării a contractat creșele. Sunt 120 de creșe, mai au pusit și le contractează pe toate. Deci asta înseamnă că pentru prima oară statul român, dincolo de bla-bla ăsta cu familii, ce mult iubesc, a fost Ministerul pentru Familie, pentru Firea, niște tâmpenii. De fapt, oamenii nu fac copii în România, pentru că este foarte stresant, pentru că n-au cu cine să-i lase, pentru că venința începe de la 3 ani și femeia trebuie să întoarcă la 2 ani la muncă. Da? Era nevoie de creșe. Tot vorbim de creșe, acum de-abia se fac primele creșe în România după Revoluție. Vă dau un exemplu. O să înceapă o construcție la A7, la autostrada spre Moldova. Avem 3.000 de cabinete medicale care ar trebui să fie contractate, să fie tehnologizate. Acum Rafila a aflat și el care dă muncă. Avem 3.000 de școli care vor fi refăcute sau eficiență energetică maximă. Toate, și mai sunt, aș putea continua, sunt câteva mii de blocuri care vor fi refăcute energetic. Toate astea vor începe. Ca să continue, trebuie să vină permanent bani din PNRR, pentru că nu poți să oprești, nu poți să duci pe autostrada A7 până la Buzău și după aceea zici, domne, mai luăm o pauză când mai avem bani. Nu așa funcționează. Nu poți să rămâi cu 2000 de școli începute și neterminate. Ba da, poți. Păi poți, dar... Bă, ok. Am mai trăit. Noi nu știu să zic dacă sunt așa de nebun. Am mai trăit aceste proiecte. Ce vreau să zic este că dacă această țeavă de a adus bani din PNR nu funcționează permanent, ori oprești șantierele, ori le treci pe bugetul național. Ceea ce înseamnă faliment imediat. Deci oamenii ăștia sunt irresponsabili că tot amână și aruncă pisica de la unul la altul. PNRR este un instrument mare și de reforme și de investiții, de că cineva trebuie să se ocupe. Când eram eu ministru, eram un ministru coordonator pentru facerea PNRR. Da, eram un om politic, adică jucam în partidul în care reprezentam USR, eram un om important și dumneavoastră mă criticați, domne, ce face Ghina la USR, adică eram cineva. Asta înseamnă că puteam să merg cu Dan Barna și cu Dacian Cioloș la acel moment la discuțiile pe coaliție, să zic, domne, asta este, hai să luăm o decizie politică. Marcel Boș este un fel de șuricel pe acolo, tehnocrat, dar nu e tocmai tehnocrat, e penalist, dar iubește foarte mult Marcel Ciolacu, nu vrea să supere pe nimeni, nu așa reformez o țară. Da, o țară o reformează având forță politică și pun niște obiective politice acolo foarte clare. Domnule Ghinea, l-ați pomenit pe ministrul Sănătății Alexandru Rafila și aș vrea să discutăm și despre fondurile europene destinate spitalelor regionale care nu se mai fac nicicum după o pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, așadar vă întrebam, domnule Ghinea, despre spitalele regionale. Se vor face vreodată? Se vor face acolo, am găsit o soluție foarte bună, zic eu. Spitalele regionale nu sunt din PNRR, alea mari, da? Din simplu motiv că nu puteau fi gata până în 2026. Adică, știți cum este, la început Dragnea, dar glumesc, la început Dragnea nimic, au promis doar. A început, da? Dragnea în 2016 declarativ. Da, deci am adus Banca Europeană de Investiții să lucreze la proiecte, pentru că nu lucraseră deloc la proiecte. Nici măcar nu se înțelesesă cu Olguța să le dea teren la Craiova, apropo de... Deci, practic, au vorbit pe timpul Dragnea fără să facă nimic. Și atunci, pentru că nu puteau fi gata până în 2026, am zis, doamne, le finanțăm din fondurile europene vechi, dar finanțăm acea agenție de investiții în sănătate să facă să lucreze la proiecte. Cineva trebuie să se ocupe de proiecte și practic este o finanțare mixtă acolo pentru spitale regionale și sunt puse în programul operațional sănătate. Sunt alte 25 de spitale care ar trebui făcute, spitale mai mici sau aripi noi făcute și acolo soluția a fost să avem o listă de 49 inițială din care guvernul să aleagă 25. Și asta a fost un compromis din nou bun pe care Comisia ni l-a aprobat, pentru că teoretic ar fi trebuit să avem proiectele gata. Știți, marea problemă a acestei țări pe fonduri europene este că nu lucrează nimeni la proiecte. Ne trezim că vorbim așa pe gură, ca și la irigații. Facem proiect, dar facem irigații. Care e proiectul? Vreau să-l văd. A, nu, avem un PowerPoint.
Da? Deci această gargară permanentă politică, la un moment dat se răzbune, că nu ai ce să pui pe masă. Vrem bani, bun, dar pentru ce? Te întreabă ea, pentru ce? Da? Și atunci soluția bună pentru România a fost să avem un timp de respiro și de pregătit proiecte în interiorul perioadei de implementare. Asta s-a întâmplat pentru spitale. Deci Rafila trebuia să muncească pe brânci lunile astea, ca din alea 49 să selecteze 25, că chiar să aibă șansă să fie făcute. El a zis, păi da, avem 49, dar vrea și Olguța, care nu s-a trezit la timp să dea HC hotărârea de Consiliul Local și n-a intrat pe alea 49. Hai să deschidem lista de 49. S-a dus la Bruxelles și i-a zis, bă, da, voi trebuie să faceți invers. Din 49 să alegeți 25, nu se mai adăugați la alea 49. Și tot pierd vremea așa, bla, 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 nu se întâmplă nimic. Vine 2025 și va trebui să fie gata alea 25 de spitale. Este ceva incredibil și tot se războiesc cu mine și, sau cu Drulă sau cu cine am fost. Noi am fost top luni la guvernare acum mai mult de un an, da? Și zice Grindeanu, păi da, trebuie să fie gata contractarea metroului și nu e gata. Păi cine dracu trebuia să muncească în acest an de zile de când ești ministru? Grindeanu a fost mai mult ministru decât a fost Drulă la transporturi. Noi aveam calendarul de implementare pe metrou și negociat cât să avem un backup. Adică am zis, domnule, trebuie să avem 50% din lucrări contractate, fără să precizăm cum voiau de la comisie, dacă la Cluj sau la București. Și am spus, hai să o lăsăm așa, pentru că dacă se împiedică unul între cele două proiecte, să avem backup. Ce credeți? S-au blocat amândouă. Și Clujul și Bucureștiul nu sunt la timp contractarea. Ce a făcut Grindeanu, ce a făcut Rafila în timpul ăsta care să ceartă cu mine și cu Drulă în loc să muncească la PNRR? Toate astea se vor răzbuna, pentru că în ațelată noastră, când se blochează banii? Păi ok, nu se blochează banii la 31 decembrie, că nu sunt contractate 50% din lucrările la metrou. Dar anul viitor, când cer bani, păi ia, vor spune la comisie, păi dă să văd jaunul pe care te bazezi. Și atunci se blochează fix când vor avea nevoie de niște bani. Niște bani europeni totuși vin. Am văzut zilele acestea, e un scandal de proporții, cu achiziția acelor mașini de la MAI, o parte și pe fonduri europene. Cum vedeți această achiziție, acest contract? Dacă vă uitați în ce scrie în programul operațional, programul operațional care a fost făcut de Comisia Europeană cu Guvernul României pe vremea lui Ponta, da? Și făcut așa, inteligent, pe o strategie. Știți că e problema care trebuie... Îl udați pe Ponta acum. Surprinzător. Da, sunt niște, că nu era Ponta, habar n-avea Ponta ce scrie acolo. E voia de la comisie, uite, domnule, hai să vedem ce probleme aveți, ce strategie aveți. Ei sunt foarte reci la chestiile astea, că a zis Ciolacu, că a zis Ponta, că a zis nu știu ce. Ei sunt oameni, sunt complet ridicol, că s-a văzut cu cineva de low level de la comisie, Ciolacu, și a zis, am convins o comisie, ăia nu zic nimic de la comisie, și aducem că nu credem că a zis Ciolacu. Ei nu au alt stil de a lucra pe cifre, pe strategii. Problema noastră, și este rușinos că trebuie să ne spună Comisia Europeană, este că avem prea mulți morți pe șosele, domnul Zacman. Suntem țara din UE, da? Cu cea mai mare mortalitate pe șosele. E bine, această problemă ar trebui să fie rezolvată prin acea axă de finanțare. Acea axă de finanțare care cuprinde radare, cuprinde lucrări de infrastructură ca să îndreptăm locurile alea, punctele alea negre unde mor foarte mulți oameni și alte investiții ca să moară mai puțin oameni. Asta trebuie să fie destinația celor bani europeni. Exact. Ce a zis milițianul din Bolde? Dom'le, hai să luăm mașini. Nu știu dacă iar la Comisia Europeană au acceptat, hai să luăm mașini, că acum, bun, dacă zici, domnule, am nevoie și de mașini. Eu nu zic că nu ai nevoie de mașini. Ai nevoie și de mașini, dar trebuie să fie parte dintr-un complex. Iei radare pe mașinile alea, ai o schimb legislația prin care nu mai pui pe polițist să stea la pândă să dea amenzi, ci pui pe polițist să urmărească, să descurajeze șofatul agresiv, că asta avem problemă în România, nu? Deci dacă ai o politică publică prin care să reduci numărul de morți, o faci. Dacă ai o politică publică prin care vrei să iei șpăgi și să dai la prietenul președintelui niște bani, atunci o faci. Bun, și atunci au zis... Trebuie să vă întreb pe ce vă bazați când spuneți păi, șpăgi ceva foarte simplu, nimeni nu poate să-i explice tehnic de ce numai acea mașină s-a calificat. De ce au făcut criteriile numai ca acea mașină să se califice? Este complet ridicol. De pildă că au pus 5 cm înălțimea maximă sub ceea ce putea să ofere Skoda. Acum nu știu dacă fac reclamă sau nu, da. Dar Skoda, de pildă, ar fi venit pe calculele noastre, că v-am spus că tot calculăm. Skoda avea prețul de calendar, de catalog, pardon. Nu mai spun că putea să vină cu o reducere. Avea cu 10.000 de euro mai ieftin pe mașină.
Da? Doar că ce să vedeți, avea cu 5 cm mai înalt. Și atunci ai făcut caietul de sarcini să elimini scoda. Ia să vedem ce alte potențial candidat mai avem. Păi nu știu ce metri cub la asta. Și ce mai ridicol chestia aia cu 8 plus 1 viteze. La mașină automată, aproape că nu contează ce scrie ca număr de viteze. Deci putea să ai Audi cu 7 viteze. Aia este o licitație clar făcută cu dedicație. În care, deci repet, deci noi plecăm de la niște bani europeni care ar trebui să adreseze problema mortalității pe șosele. Vine Bode și zice, doamne, luăm 300 de mașini din banii europeni, dar mai punem 300 și de la bugetul național. Suntem în bani. După care facem caietul de sarcini încât să califice doar firma BMW. Ăsta este un scandal, asta este corupție, evidentă, și numai că este corupție. Este și un complet dezinteres față de problema faptului că oamenii mor pe șosele. Că de asta am negociat noi, România, banii cu Comisia Europeană la acel moment. Nu ca să luăm BMW-uri. Domnule Ghinea, cu Sorin Câmpeanu, ați avut o relație specială când ați fost ministru? Am avut o relație normală cu toți colegii mei miniștri, pentru că eu am venit de la Bruxelles, mi-am lăsat mandatul de europarlamentar, ca să fac PNRR-ul. Și atunci am avut de ales între a mă certa sau a face PNRR-ul. Cu Sorin Câmpeanu chiar am avut o complicitate, dacă vreți. În sensul bun al cuvântului, dacă există zilele astea, poate că nu spun ceva popular. Am avut complicitatea scopului comun de a avea o sumă record pentru educație în PNRR. În PNRR-ul făcut de Boloș, schițat ăla pe care l-am găsit, din guvernarea Orban, care era un PDF de 200 de pagini electoral, educația avea o jumătate de miliard de euro maxim și atunci a zis că este o rușine, da? Pentru că noi chiar credem că educația, sănătatea ar trebui să fie nu doar pe gură priorități. Da, pentru că pe gură toată lumea poate să zică e o prioritate. Doamne, când ai pixul, când depinde de tine, atunci să vedea că ești prioritate. Și pentru noi, prioritatea pe PNRR a fost transporturi, educație, sănătate. 3,6 miliarde de euro pentru educație. Toate școlile din România vor avea laborator IT. 1000 de școli vor avea smart labs. Vă dau niște exemple. Jumătate de miliard de euro pentru reducerea abandonului școlar. Un program pe care, dacă se uită să o încă în planul la mine, îl rog să-i acorde puțin atenție că este în delăsare. Da? E, atunci eu și cu Sorin Câmpeanu am zis, doamne, eu vreau să dau mult pentru educație din PNR, hai să facem ceva. Și atunci ne-am folosit de frica de Iohannis din PNL ca să zicem, domne, nu putem să tăiem de la programul președintelui. Atunci eu și v-ați cu Sorin Câmpeanu făceam așa un fel de... Făceam cu ochiul, hai în negociere sau nu știu ce. Și a funcționat. Și sunt mândru de asta. Adică am recurs la un artificiu de negociere care a funcționat. Nimeni nu voia să atingă de România Educată. Am dat chiar numele în PNR, România Educată, ceea ce acum are efecte perverse, că toată lumea cred că se referă România Educată la pachetul ăsta de legi, care este foarte prost. Am scris o analiză la USR, lui este foarte prost. Dar investițiile pe România Educată din PNR sunt semnificative și sper să se facă. Dar altfel am avut aceeași relație formală, insomnă, că am avut și cu alți colegi, care nu ne plăceam neapărat. Eram din lumi diferite, dar aveam scopul comun să finalizăm PNR-ul. Aș vrea să discutăm și puțină politică. Cum vă raportați la partidul Reper? Ca la un concurent sau ca la un frate de care v-ați răcit puțin și la un moment dat vă veți reîntâlni într-o coaliție electorală? Mă raportez cu tristețe, pentru că am lucrat cu Dacian Cioloș în 2016, l-am rugat să nu facă partid separat și să vină în USR, nu a vrut, l-am rugat să nu își facă un obiectiv personal din a fi șef Musai la USR și, mă rog, și când la noastră am făcut niște declarații, că după aia l-au supărat. Practic, ce ne separă acum este că noi credem că toată povestea asta este despre modernizarea României și ei cred că e despre Dacian Cioloș. Este foarte simplu. Și cred că pentru el a fost o greșeală catastrofală. M-am uitat pe sondaje, că avem și noi sondaje făcute. S-a prăbușit ca încredere în sondaje. S-a prăbușit pentru că el era încrederea în Dacian Cioloș era legată strâns de încrederea în USR. Deci pe la 20%. Da? Nu, e mai jos. Era, asta spun. Era la 25, era. Acum 25. A picat mult sub 10%. Pentru că publicul USR nu înțelege, domnule, de ce vă certați, ce aveți? Și de ce pleci în Svedu? Ea e președinte USR, ai plecat de acolo. Și acum, mă rog... El spune că a plecat pentru că l-ați sabotat, pentru că orice idee era respinsă de echipa dumneavoastră. Da, nu era echipa mea, era o echipă care a fost
votat în Congres, ca să fie foarte clar. Deci, eu, apropo, eu nici mai sunt membru Biroul Național, pentru că conduc un departament la Partid de Politici Publice. Nu e vorba de politică și factual, nu e adevărat. Adică am făcut un fel de evidență atunci pe care am și publicat-o în partid. Cam 80% din propunerile sale de președinte fusese acceptate de către Biroul Național. Deci nu poți să vii să spui, doamne, oamenii au fost aleși de către Congres. Nu era un partid pe persoană fizică. Nu poți să spui, doamne, e doar ca mine sau plec. Factual nu este adevărat. Și acum e o construcție bizară și ca organizare și ca mesaj. Ca mesaj, pentru că toți spun, noi nu avem nimic cu USR-ul, avem drumul nostru. După care, permanent în comunicarea publică e despre USR. Adică este, pe când cei de la USR, că noi de la USR, dar mă refer la cei de la comunicatorii care merg foarte mult la televizor, îi ignoră, pentru că nu avem niciun fel de interes să ne tot referim la un partid. Dar va rupe din voturile partid. Dumneavoastră. Va rupe, dar insuficient să intre în Parlament, pentru că nu poți să conduci. Și știți, nu știu cum mai țineți minte, eu când eram europarlamentar, m-am retras în conducerea USR, pentru că efectiv nu mai aveam timp. Vreau, am fost vicepreședinte timp de 2 ani și ceva, am umblat în toată țara, am deschis filiale, avea, este primul startup politic USR care a ajuns să aibă peste 1500 de filiale în multe UAT-uri. Am umflat în perioada aia de extraordinar. Eram într-o stare de epuizare și atunci am zis, doamne, merg la Bruxelles și m-am retras din conducerea partidului. Acum, deci reper, este un partid care are 4 președinți toți la guvern, toți la Bruxelles. Deci pardon, nu credeți 4 că... președinți, pentru că sunt cei doi europarlamentari. Exagerați acum cu 4 președinți. Nu, ascultați-mă puțin, că chiar nu exagerez, gândiți-vă. Au pus pe Pâzlaru și pe Ramona Strugariu, i-au pus copreședinți. Respectă și egalitatea, ca de ce? Să, da, ca să, mă rog, ei erau cei mai dizidenți din fostul plus. Dacă vă citiți însă statutul REPER, vă să dacă a apărut postul de președinte executiv, care practic va însemna forma de continuitate, puterea reală la Dragoș Tudorache, din fostul plus, care era omul care chiar l-a apreciat pe Dragoș, este un om foarte eficient, dar această chestie în care pui doi copreședinți, după care tu de fapt ai puterea reală, e ceva schizoid, plus Dacian Cioloș, care nu înțeleg de ce nu conduce el partidul, pentru că toată lumea știe că este tentativa sa politică, adică de asta zic, când zic patru, nu exagerez, și toți fiind acolo izolați la Bruxelles. De fapt, când se spune că s-a rupt USR-ul, nu e chiar așa, pentru că de fapt USR s-a unit cu plus și dacă vă uitați, când Dacian a plecat din USR, a luat cu el mai puțin membri plus și mai puțin chiar parlamentari foști din plus decât au rămas. Adică, de fapt, s-a rupt fostul plus între cei care au rămas în USR, au rămas într-un altul de proiectul. Cam jumătate au plecat cu Dacian Cioloș și jumătate au plecat din grupul parlamentar. Asta arată că Dacian nu a reușit să convingă nici măcar foștii parlamentari plus să-l urmeze. De fapt, asta este eșecul, este acolo, nu este la noi. USR își vede de treabă, are un nou președinte care are un enorm potențial și merge mai departe. Acum, dacă Dacian și foștii colegi vor reuși să tragă pragul electoral, putem să colaborăm, bineînțeles, împreună. Dar... Nu credeți că va trece pragul electoral? Eu nu cred. Nici la europarlamentare? Nu cred, dar pentru că un partid pe lângă mesaj și lider are nevoie de organizare și poate că sunt în măsură să știu cel mai bine chestia asta, cum am spus, am bătut țara și nu ai cum să organizezi de acolo și văd mult mai puțin decât s-a așteptat chiar și ei din foștii colegi din plus au mers către reper. Ca să nu mai zic că după ce ne-am chinuit atât de mult să fim în sfârșit împreună, știți foarte bine ce frământări au fost în fostul USR, faptul că unii dintre noi lucraserăm cu Dacian Cioloș și eram încă apropiați și că am insistat să facem fuziune. Acum ne luăm castane, ne zic foștii colegi, bă, noi v-am spus să nu facem fuziune cu Cioloș. Nu regret, pentru că de fapt tentativa ar fi să adunăm forțele reformiste, nu să le disipăm. Acum încă o ruptură. Cătălin Drulă va fi candidatul USR la alegerile prezidențiale? Nu pot să vă spun. Cred că e un potențial foarte mare de... Știți ce fac? Când mă întreabă lumea, doar Ghinea, tu ce mai faci? Că n-am așa un profil foarte pun, zic, doamne, pregătesc guvernarea viitoare. Chiar asta fac. Când va fi guvernarea viitoare? Va fi în 2024. După alegerile parlamentare din 2024? Da, da, pentru că... Cu cine? Cu PNL? Asta vreau să zic, asta este un minut. Eu aș vrea ca reperul să treacă pragul ca să putem, dar nu cred. Mă uit la PMP și la Forța Dreptă ca potențial partener și mă uit mai ales la oamenii din PNL care sunt liberali și modernizatori și care este rușine că fac alianță în această cloacă cu PSD. Se va schimba, se va reseta foarte mult spectrul politic, pentru că va veni o criză economică. O criză economică care va devasta acest bloc USL. De fapt, dilema principală este dacă după eșecul USL, care va fi devastator și problema va aplicată la economie,
după acest eșec va profita sau nu va profita, va veni cu răspunsuri bune pentru așteptarea populației, va veni USR sau AUR. Pentru că astea sunt cele două forțe care chiar au niște idei. USR liberal modernizator, AUR naționalist socialist. Domnule Ghinea, vă mulțumesc pentru discuție. Ultima rubrică, vă ofer două variante de răspuns. Klaus Iohannis sau Dacian Cioloș? Dacian Cioloș. Taxă pe marile averi sau impozit progresiv? Niciuna. Zero taxe pe salariu minim. Rusia sau China? Uniunea Europeană. PNDL sau programul Angela Salini? E același lucru, i-au pus doar ruși la porc. Sorin Câmpeanu sau Ecaterina Andronescu? Aola! Mircea Miclea. Steaua sau FCSB? Rapid București. Monica Macovei sau Stelian Ion? Stelian Ion. Ministru sau europarlamentar? Ministru, de departe. E a fi într-un executiv, a putea să schimbi imediat lucrurile, nu se compară. Este ceva pe care chiar îți dă un sens în viață. Lei sau euro? Euro. Prințul William sau prințul Harry? William. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Atât pentru prima parte. După pauză vorbim despre război și pace cu scriitorul Mircea Dinescu. Revenim!